Salutare, băieți, bine ați venit la un nou episod. Astăzi suntem, să zic așa, un nou început a serverului. S-a dat wipe-ul de ieri. Ieri n-am apucat să filmez, că da, prea multe probleme au fost. Apropo, mi-a schimbat și microfonul. Mă scuzați, poate live n-am mai fost chiar așa de activ. Na, sâmbătă, duminică, înțelegeți voi. Asta cu corona a ieșit. Băi, fii atent ce vom face astăzi. S-a băgat un nou job în care și civilii, dar și mafioții pot să profite, să zic așa, de acel job, nu? N-a fi atent. O să mergem acum până într-o locație, o să dureze un pic mai mult, dar da, ce zic, cu Dacia asta, Dacia lui Tarin. Na, dar numai că nu prinde cât trebuie, dacă știi ce zic. Băi, vă aștept pe serverul WANTUP România Roleplay. Suntem aici. Ne jucăm. După wipe s-a băgat un update destul de frumos. Puteți să vedeți și mapele și tot. Și jobul s-a schimbat. Deci nu știu ce va fi pe viitor. Multe update-uri. Foarte multe. Bă, dacă ați văzut episodul de astăzi postat sau nu. De ieri, să zic așa, că azi, da, mâine pe mine, așa, în fine. Bă, mai uitați-vă încă o dată la el, că n-o să mai vină niște episoade mai cumva, mai nu numai stil mafiot, să zic așa, o să vină și cu joburi legale, și cu joburi legale, și mult roleplay. Deci de acum o să avem cum să facem. Pentru că, da, asta ne oferă acum fondatorii. Oamenii care au lucrat la acest update ne oferă foarte mult. Apropo, vedeți că dacă sunteți pe serverul de Discord de la OneTap, cel mai bine e să vă uitați prima dată la tutorial. Deci acum mergem frumos, luăm repede jobul. Și o să dureze un pic, adică o să dureze chiar un pic mai mult, să zic așa, în care trebuie să mergem înapoi în oraș. Avem câțiva bănuți acolo, noi suntem îmbrăcați, corespunzător la costum, la de toate, și încercăm să dăm drumul. Da, cu mașina asta nu prea poți. În fine, hai să vedem ce mai este nou. Hai să explorăm și toată mapa prima dată. Dacă intrați pe acest server, eu vă spun în felul următor. Să citiți regulamentul, pentru că e foarte important. A doua mână e, după ce ați citit regulamentul, intrați să repede pe server, vă luați un job, vă vedeți cum, na, cum e tot, adică a băgat foarte multe pe mapping, adică pe mapă. A băgat foarte mult. Deci se vede. O munca aia după care a depus-o e... nu mai zic nimic. Respect, frate. Dacă poate va ajunge acest episod la el. Na. Ceea ce nu cred. Chestia asta. Hai că imediat ajungem. Și după aia va trebui să... Oricum trebuie să trece și până la magazin. Sunt mai multe chestii, nu numai ce am avut noi până acum. E un alt fel de job. Ah, dată fratele meu, deși probabil acest job a fost făcut de enumerați oameni, player noi. Apropo, acum avem un personaj din nou de 800 și deci dacă vreți să prindeți cât mai repede un ID mic, intrați de pe acum. Că după aia nu o să mai apucați. Hai că am ajuns aici repede la magazin. Că după aia nu mai avem timp așa să... de pierdut, să zic așa. Magazin. Sper că patent trebuie să luăm 20. Sfoară 20 și mai era ceva, ciocan 20. Deci am luat câte 20 de bucăți, da, am plătit un pic cam mult.
N-am înțeles. Am ghis Dacia. Păi nebun. Unii mei. Ia uitați, deci sfoară, ciocan și patent aveți nevoie. Cred că deja și știți ce fel de job o să facem. Dar vă las o surpriză. Ia, oricum de acum nu mai ai probleme dacă are joburi, dacă una alta. De acum trebuie să stau să găsesc pe unde ar fi. Nu pe aici. Am înțeles. Dacă tot o picat. Ia, nu cred. Bine, băi. Pe aici. Numai pe aici ar fi, ha? Cred și eu. Ia aici. Deci jobul de spărgător de casă. Mergem acum repede, spargem o casă. Frumos. Numai că probabil de acum o să pun o mică pauză la acest videoclip și ne întâlnim mai încolo. Pa, pa. Bum, am prevenit. Deci băi băieți, am ajuns, o să ajungem imediat la locație. Fiți pregătiți. Normal, nu e seara, asta e un pic o problemă, să zic așa. Să mă duc să încerc. Cam pe aici. Nu observat. Nu băgați de seamă mașina. Trebuie să ne facem repede ascunși. Mască nu avem. Low cost. Ia, văd pe unul deja acolo. Hai să treci cu metri. Ce fac cu metri? Și tu spargi pe aici? Ce să spar, vele? Nu vezi că am pizza aici să o aduc. Hai, te ajung. Dă cu piciorul acolo. Aici în spate, domnule, pizza caldă. Margherita scomandă. E, m-a dus o șaurmă cu de toate. Dar oare ce? Bă, la fii atent, lasă mie televizorul, bun? Da, mă, televizorul, eu am tău, îți dai seama. Poți să iei frigider de altele, la cealaltă iau eu patul. Apoi după aia vedem. Iau telefonul și ce mai e pe acolo. Bun. Dai în cap, dai în cap, că ai ieșit, dai! Fugi! Stai un pic, că mai stau un pic. Da, deci asta trebuie să faci, să veniți la locație. Băi, vere, dă-ți astea jos, uite așa, dă-le jos, fii atent, dă toți jos, să nu ne recunoască poliția, uite. Unde poliția, mă? Păi dacă e să vină poliția, pe mine nu mă recunoaște, uite-o. Mamă, ce s-a dus al meu. Gata, hai că am luat, fugi. Fugi. Bine, am făcut o glumă. Bă, cam atât a fost tot episodul, acum noi fugim de poliție. Nu știu cum s-a dezbrăcat așa repede, trebuie să mai învăț și eu. Eu am fost Time Happy și sper că v-a plăcut acest episod. Ne întâlnim la mai multe episoade pe parcurs, la un nou update. Apropo, vă aștept din nou, mă repet, vă aștept. Pe serverul Wanta, România Roleplay, aveți tot în descriere, cum doriți. Bine, frate, hai, stai să ne merem să ne ascundem aici. Hai că pot să mă ascund aici dacă e. Așa, nu ne mai găsește nimeni. Vă pup, pa.